Ai mulți jucători la FCSB. Da. Cum îți explici faptul că atunci când Reghe Camfer, antrenor, echipa avea rezultate și câștiga campionatele, iar azi are mult mai mari probleme? Eu întotdeauna am... Ține de... A ținut de Reghe Camp, da, sau și de el? A ținut de Reghe Camp, a ținut de mine, a ținut de familia. Tu și acum ai jucător, nu? Da, dar... Mane-i jucătorul tău. Da, am foarte mult jucători la Steaua. Păi toată lumea spunea ce, domne, Ana Maria a avut jucător numai când a fost bărbată. Sunt, domne ferește. Păi și după ce a plecat la Aur, tot... Păi cine ai acum la FCSB? Ia zi. Acum, așa, repede. Repede, da. Man, Olaru, Cristea, Filip, Ianis, Vlad, uite, șase, repede. Așa. Am. Și tu zici că diferența o făcea priceperea și, mă rog, atitudinea lui Reghe. Atitudinea și cum vedeam noi business-ul în perioada cât Gigi a avut probleme și a stat închis și meme, clubul a fost cumva gestionat de noi, că de fapt despre asta era, pentru că vă aduceți aminte, toată lumea vrea să-l distrugă pe Gigi Becali atunci și Steaua, când a fost închis. A, era punct, da, da, să-l omorâm. Era o pâine de mâncat. Da, nu, noi n-am permis nimănui să se atingă, să se apropie de Steaua atunci și au fost aia 2 ani de vis. Dar acolo era o familie din toate punctele de vedere. Toate grătarele și micii și absolut tot ceea ce s-a întâmplat acolo n-au făcut decât să sudeze niște relații de familie și de joc, da, și de incredibile. Da, că lumea râde, ce e grătare, da, că e așa o chestie primitivă. Nu, e o chestie care strânge, păi, o echipă. Păi grătarele astea le făceam la Chiajna când am venit pe marginea șoselei, că n-aveam atunci unde și cu primarul și cu toată lumea. Să și nu Chiajna... zici nimic urât de Chiajna, că eu, păi, stau nu, de, și Chiajna a fost echipa turului, nu? Returului. Da, 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 da. Adică e vorba despre, nu știu, cât de mult îți iubești meseria, cât de pedagog ești. Că dacă nu ești și psiholog, și pedagog, și tată, și mamă, nu poți. La fel cum nici în meseria mea. N-ai cum să reușești. Eu când mi-am semnat un jucător, ai mei se uită așa și iară nu o să mai putem să vorbim cu tine. Dacă a venit și el, e gata că nu se mai poate. Pentru că eu, telefonul meu, la 3 dimineața, mă sună jucătorii. Au o problemă, li s-a îmbolnăvit pisica. Bunica. Da, da, câinele trebuie castrat. Adică toate aceste probleme sunt ale mele. Tot. Copiii, școală, grădiniță, bunica, mama, bunica e bolnavă, mama e bolnavă, tot.